UE relaxează măsurile sanitare de la 1 februarie. Dacă ai pașaport verde, vei scăpa de testare și de carantină când vei călători în interiorul Uniunii. SUA și unele state aliate discută trimiterea de militari în România, Bulgaria și Ungaria înainte de orice potențială invadare a Ucrainei de către Rusia. Producătorul de chitare Gibson și-a propus să vândă NFT-uri ce conțin imagini ale celor mai cunoscute modele. Les Paul, Flying V și Thunderbird sunt câteva dintre ele. Platforma de streaming Disney Plus vine din vară în România. Tarifele pentru abonamente nu au fost făcute publice încă. Rihanna a donat 15 milioane de dolari către organizații climatice pentru a lupta pentru justiția mediului. Iar rapperul 50 Cent va susține două concerte în luna iunie în Marea Britanie, iar biletele vor fi puse în vânzare de vineri. Billie Eilish amână câteva concerte din turneul său Happier Than Ever din cauza pandemiei.